Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, doresc să vă reamintesc că ceea ce scrie Matei în Evanghelia al cărei autor este, nu este o biografie a Domnului Isus, ci prezentarea lui în calitate de Mesia, Regele Împărăției Cerurilor. Dacă pierdem din vedere acest lucru, va fi mult mai dificil să înțelegem ceea ce încearcă el să comunice. De asemenea, el nu prezintă o serie de evenimente în desfășurarea lor cronologică, ci mai degrabă prezintă acele evenimente care contribuie la formarea imaginii de Mesia Domnului nostru. În acest context, Matei îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind regele. Să nu uităm, nașterea lui este anunțată ca fiind nașterea unui rege. Magii vin și se închină ca unui rege. Apoi începe proclamarea împărăției cerurilor. Ioan Botezătorul este primul care propovăduiește această împărăție. Apoi, Domnul Isus însuși începe propovăduirea ei. Pe munte, el ne dă statutul etic al împărăției, în care se distinge clar nevoia unei relații cu Dumnezeu, vitală pentru cetățenii acestei împărății. După stabilirea acestor lucruri, Domnul Isus începe o campanie prin care demonstrează că are autoritatea unui rege. Prin vindecări, prin alungarea duhurilor, prin învierea morților, Domnul arată că El este Mesia cel așteptat, acest mesaj este dus și de ucenici prin toată națiunea ebraică, este propovăduit de el însuși, dar reacția este respingerea. Acesta este motivul pentru care Domnul Isus pronunță judecata în ceea ce privește orașele Israelului. Acum începe însă un conflict deschis între Domnul și liderii religioși al lui Israel, în mod particular farisei. La început au fost prietenoși cu domnul, pentru că apoi să se lanseze în adevărate campanii menite să-l discrediteze pe domnul Isus în fața oamenilor. Dar să vedem despre ce este vorba și în acest capitol 12 al Evangheliei după Matei. Problema importantă pe care o dezbat fariseii este poziția Domnului Isus cu privire la sabat. În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de greu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de greu și să le mănânce. Vom vedea în acest episod că Domnul Isus face afirmația că El este Domnul Sabatului. Însă înainte de aceasta să vedem care este motivul pentru care ucenicii smulgeau spice de grâu. Desigur, nu este prea greu de imaginat. Erau flămânzi. De ce erau flămânzi? Păi, pentru că mergeau după Domnul Isus, Aduceți-vă minte ce i-a răspuns Domnul Isus cărturarului care dorea să-l urmeze. Vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Iar în acel moment, oamenii aceștia erau și flămânzi. Cred că este un lucru care ne atrage atenția că Domnul Isus a fost sărac aici pe pământ. El nu și-a folosit puterea pentru a avea vreun avantaj, se ne aducem aminte de asemenea că el a mulțit pâinile și peștii pentru a hrăni o mare mulțime de oameni. Dar nu a procedat la fel când a fost vorba de el însuși sau de ucenici. Dar ucenicii găsesc un mijloc de a-și potoli foamea. Numai că mijlocul găsit de ei nu este tocmai cel pe care îl agrează fariseii. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: Uită că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Observați însă că nu li se adresează lor, ci Domnului Isus. Dragi prieteni, dacă vrem să fim ucenici ai Domnului, trebuie să ne așteptăm ca lumea să nu ne judece neapărat pe noi pentru faptele noastre, ci pe Domnul. De aceea, noi avem o responsabilitate mult mai mare. Noi reprezentăm pe cineva și dacă nu o facem cu responsabilitate, numele lui este dezonorat. De această dată, însă, Domnul Isus are un răspuns pentru farisei. Dar Isus le-a răspuns. Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Încă o dată, observați cât de bine cunoștea Domnul Isus scripturile. Episodul despre care vorbește el se află redat în prima carte a lui Samuel, capitolul 21, în primele șase versete. Este vorba despre acel episod în care David este respins de gelosul Saul și nevoit să se ascundă împreună cu oamenii lui. Acum, Domnul Isus era respins ca rege. El nu a fost acceptat ca Mesia. Dar acum are grijă de oamenii lui în ciuda obiceiurilor instituite de alți oameni. David a făcut la fel încălcând legea mozaică, versetele 4 și 5. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților. Sau n-ați citit în lege, că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Ceea ce nu înțelegeau acești oameni, acești cărturari și farisei, era că Dumnezeu este mai mult preocupat de oameni decât de sistemele oamenilor. De aceea, Domnul Isus Hristos se vede nevoit să spun următoarele cuvinte. Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Cei care construiesc, de obicei, sisteme, nu sunt întotdeauna consecvenți. Farisei nici măcar nu erau conștienți că în sistemul pe care ei îl considerau atât de bun, era totuși o breșă. Chiar preoții lucrau în ziua sabatului. Dar nu numai aceasta era singura problemă. Ceea ce era mai important era faptul că ei ignorau ceea ce, de fapt, era în centrul legilor date de Dumnezeu, și anume atitudinea inimii. Domnul Isus citează un verset din capitolul 6 al cărții Profetului Osea. Este acolo exprimat foarte clar care este așteptarea lui Dumnezeu în ceea ce ne privește. Adesea acționăm la fel ca acești oameni. Noi vrem să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce ne place nouă nu ceea ce îi face lui plăcere. Noi îl încadrăm în interiorul unor legi, standarde care sunt străine adesea, pe când el așteaptă o inimă predată, o inimă în care el să pună dragoste și compasiune. Acum urmează o afirmație a Domnului Isus, afirmație care îi supără chiar mai tare pe farisei prezenți, căci fiul omului este domn și al sabatului. Această afirmație este una care atinge poate cel mai sensibil punct al acelor oameni. Pentru ei, sabatul era cea mai importantă sărbătoare. Legile legate de ea erau dintre cele mai drastice în ceea ce privea pedepsa. Erau scrise volume întregi de prevederi legate de sabat. Chiar și astăzi, sabatul este unul din cele mai importante aspecte legate de credința iudeului. În acele zile erau prevederi legate de tot ce putea sau nu putea să facă un om în acea zi. Dezbaterile pe aceste teme erau atât de avansate încât întreg limita imaginabilului. De exemplu, de la simpla prevedere că în ziua sabatului nu era îngăduită nicio muncă, începuseră descrierile a ceea ce însemna munca. Să mergem mai departe cu exemplu. În ce privea greutatea pe care un om o putea ridica în ziua sabatului, erau diferite rețete, în funcție de radicalitatea diferitelor grupuri. Unele grupuri considerau că un croitor care purta acul de cusut la manșeta hainei, ceea ce nu era chiar neobișnuit pentru un croitor, făcea o muncă în ziua de sabat, ceea ce era un păcat. De aceea nu este deloc surprinzătoare reacția lor vis-a-vis -vis de afirmația pe care o face Domnul Isus că El este Domn al sabatului. Pentru ei, nimic și nimeni nu era mai mare decât sabatul. Din păcate, nici chiar Dumnezeu pentru ei nu era mai mare decât sabatul. Ceea ce ei au pierdut din vedere era că acea sărbătoare însemna respect față de cel ce o instituise. Dar lucrurile nu se opresc aici. Împreună cu ucenicii, Domnul Isus intră într-o sinagogă. Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, l-au întrebat: Este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? Din câte se pare, cei care îl văzuseră împreună cu ucenicii pe câmp erau acum și ei în sinagogă. Ei considerau foarte gravă atitudinea Domnului Isus față de ei. Deja prevedeau cam ce o să se întâmple cu omul acela bolnav. Poate că este vorba chiar de un complot organizat de farisei. Poate chiar ei l-au adus acolo să aibă un motiv să-l acuze pe Domnul. Dacă este vorba de așa ceva, atunci sunt două ipoteze. Prima. Ei admiteau că Domnul Isus are puterea să vindece bolnavi. Așa cum am văzut, inamicii Domnului Isus nu au pus niciodată la îndoială capacitatea lui de a face minuni. Ei aveau evidență pentru aceasta și nu negau existența acestor miracole. Ei negau autoritatea în numele cărora erau făcute aceste minuni. De aceea l-au și adus probabil pe acest om cu mâna uscată acolo. O a doua ipoteză este aceea că ei știau deja că atunci când o persoană neajutorată era pusă în calea lui, în calea Domnului Isus, el era plin de milă și făcea tot ce putea pentru a o ajuta, chiar dacă era zi de sabat. Deci, și într-un caz, și în celălalt, ei admiteau două lucruri pozitive cu privire la persoana Mântuitorului. Acolo unde ei nu erau de acord era ceea ce considerau a fi sfidarea tradițiilor religioase. Dragii mei, mă sperie acest lucru. Mă sperie gândul că am putea avea percepții pozitive în ceea ce privește anumite persoane, și cu toate acestea să nu vrem să ne arătăm dragostea și acceptarea pentru că nu se adaptează obiceiurilor sau tradițiilor noastre. Se poate să considerăm că cineva este în căutarea lui Dumnezeu, că are nevoie de mântuirea pe care o dă Domnul Isus, dar pentru că nu se adaptează la ceea ce noi numim raportare la Dumnezeu, la modul în care noi știm să o facem, să nu acceptăm o astfel de persoană. Dacă stăm să ne gândim la modul în care se purta Domnul Isus față de ceea ce era cunoscut ca fiind biserica vremii sau religia vremii, vedem că era foarte neobișnuit. Dar oare față de ceea ce facem noi astăzi, cum este? El era unul care nu avea o locuință. Umbla prin țară cu niște oameni care lăsaseră totul și erau poate mai zdrențăroși și mai nearanjați. Cu ei mai umblau și niște femei care nu erau sociale niciunea dintre ei. Probabil ar fi lucrat duminica dacă ar fi fost nevoie, și ar fi petrecut o mare parte a timpului cu cei drogați sau cu cei care consumă alcool. Probabil nu ar vorbi tocmai în termeni apreciativ despre cei care fac rugăciuni lungi în biserici, nici despre cei care predică fără patos pe la amvoane. Dragii mei, oare cum am privit noi la acest grup de oameni? Nu cred că am fi tocmai încântați dacă ar veni în bisericile noastre. Știți de ce? Pentru că și noi ne-am format anumite tipare din care ne este destul de greu să ieșim. Acum, nu trebuie să înțelegeți greșit. Nu lansăm o vânătoare de tipare. Tiparele nu apar ca un lucru rău cu necesitate. La început, cele mai multe dintre acțiunile care intră apoi în această categorie sunt izvorâte din dorințe bune, sincere. Inima, poate plină de dragoste, a fost cea care ne-a îndemnat să facem ceva cu dragoste, din dragoste. Cu dragoste față de Dumnezeu, nu am vrut să facem compromisuri și să spunem că pe calea Domnului se poate merge oricum. Și plin de dragoste, am arătat-o cum am putut noi mai bine, prin exemplul personal. Și am fost îngăduitor în același timp, și susținători ai celor care doreau să meargă pe aceeași cale către Domnul. Dar, încet, încet, s-a instalat o anumită comoditate. Am început să credem că sistemul pe care noi l-am pus la punct funcționează de la sine. Principiile noastre sunt clare, le-am afirmat odată pentru toată lumea, și de acum fiecare trebuie să se conformeze. Cine poate, foarte bine. Cine nu, mai bine să-și revizuiască atitudinea. Noi suntem aici să veghem ca nu cumva calea Domnului să cunoască vreun prejudiciu. Aceasta se întâmplă, dragii mei, când lăsăm ca niște principii sau legi, indiferent cât de bune sunt ele, să înlocuiască inima noastră. Inima trebuie să fie mereu acolo, lângă acele principii. Dacă cineva nu vede dragostea din ele, ci numai o lege, se prea poate să dea înapoi. Domnul Isus nu a venit fără principii. Mai mult, Amintiți-vă standardul lor. Dar el a venit și cu o inimă plină de dragoste și a arătat compasiune și înțelegere pentru cei care doreau să-l urmeze cu inimă curată. Chiar și pentru cei care l-au respins, a plâns. Pe Domnul Isus nu l-au speriat intrigile și comploturile fariseilor. În acest caz, chiar ei devin, de fapt, victimele propriilor urlătiri. Să urmărim, însă, modul în care Domnul Isus întoarce situația în favoarea lui. Versetul 11. El a răspuns: Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și să o scoată afară? Domnul Isus nu aplică o tactică sofisticată pentru a demonstra greșeala pe care o comitea sistemul acelor oameni. El aduce mereu lucrurile la sfera practicului. Situația cotidiană și cere fiecăruia să se placeze el însuși în acea situație. Dați-mi voie să fac o paranteză aici. Cred că am beneficia foarte mult din citirea scripturii dacă ne-am plasat și noi, de fiecare dată, în situația pe care o oferă scriptura, în pasajul pe care îl citim. Fie ca spectator la ceea ce face Dumnezeu, fie ca persoană de la care se așteaptă o decizie sau o atitudine, este important să personalizăm ceea ce citim. Dar să ne întoarcem la Domnul Isus, care le cere să personalizeze principiul la care făceau referire. În felul acesta, ei ajung să vadă mai bine realitatea. Sunt chiar mai îngăduitori. Pot să spun că la fel se întâmplă cu fiecare dintre noi dintr-o poziție neutră, detașată, ne este mult mai greu să înțelegem ce se întâmplă. Amintiți-vă numai cum erați atunci când nu îl cunoșteați cu adevărat pe Domnul. Care vă erau gândurile, atitudinile? Sunt ele diferite astăzi? Cu siguranță da, dar este uimitor cât de repede uităm, nu-i așa? Tocmai de aceea este atât de bun sfatul Domnului Isus. Cei de acolo s-au pus în locul acelei persoane care avea o oaie pierdută în ziua sabatului și pare să nu au avut nevoie de foarte mult timp pentru deliberare. Repede au ajuns la concluzia că dacă o oaie din turma lor s-ar pierde, ar pleca în căutarea ei și ar scoate-o din groapă, ridicând o greutate, aduceți-vă aminte de aspectul greutății din ziua sabatului. Dar tocmai aici vrea Domnul Isus să aducă, Probabil ei văd unde ajunsese un sistem din care au scos inima, dragostea. A devenit un sistem rigid, insensibil și irațional. Valorile se schimbaseră dramatic și viața unui om ajunsese mai lipsită de valoare decât cea a unui animal. Dragii mei, la fel se petrece cu fiecare dintre noi când înlocuim experiența zilnică, părtășia noastră cu Dumnezeu, dragostea noastră, cu niște simple obiceiuri din care nu vrem adesea să ieșim. Se prea poate ca sistemul nostru să se închidă atât de mult, încât să nu mai fim în stare să facem observații obiective cu privire la ceea ce se întâmplă în interiorul lui. Era exact situația în care se aflau acei oameni. Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie. De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Observați accentul pe care îl pune Domnul Isus Viața unui om este mai de preț decât o oaie, dar ei nu mai vedeau ce se întâmplă cu ei. Atunci când sunt confruntați cu realitatea, în loc să se schimbe, vreau să le elimine pe Domnul. Oricum, omul este vindecat, iar farisei încep să comploteze împotriva Domnului Isus. Atunci a zis omul aceluia, întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit cum să o moare pe Isus. Acesta este, de fapt, momentul în care se produce ruptura definitivă dintre Domnul Isus și oficialitățile religioase ale vremii. Până în acest punct, fariseii au fost prietenoși cu Domnul Isus și voiau să vadă în cele din urmă dacă totuși nu pot obține ceva de pe urma popularității lui. Când își dau seama care este poziția Domnului cu privire la sistemul lor și cât de inflexibilă este această poziție, pornesc o campanie prin care urmăresc să-l distrugă. Nu se vor opri decât atunci când Domnul va fi pus pe cruce. Dar planurile lor nu sunt și planurile Domnului. Încă nu venis acel moment, deși el era pregătit deja. Dar Isus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade, el a tămăduit pe toți bolnavii. Domnul Isus încă mai avea câteva lucruri de împlinit înainte să încheie misiunea pentru care venise pe pământ în modul în care știm că a făcut-o, adică pe cruce. Acesta este motivul pentru care Domnul s-a retras din mijlocul lor în acel moment. Este vorba despre lașitate. Ca dovadă, imediat i-a contat cu o mare mulțime de oameni în care face mai multe vindecări. De fapt, Domnul Isus îi punea pe oameni să aleagă între a rămâne cu un sistem rigid și insensibil sau să-L recunoască ca Mesia și să înceapă o umblare adevărată cu Dumnezeu. În cele din urmă era nevoie ca ei să ia o decizie. Totuși, încă îi îndemna să nu popularizeze acțiunile lui. Și din nou avem împlinirea unei profeții. Le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga, și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata, și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Această descriere se potrivește foarte bine cu modul în care acționează Domnul Isus. Până în ultima clipă a vieții lui, el este preocupat de viața omului, de starea lui. Să nu uităm că atunci când era pus pe cruce, el se roagă pentru toți cei care erau acolo, deoarece nu știau ce fac. Și acolo se aflau chiar cei care l-au răstignit. Vedeți, chiar dacă Domnul Isus nu era de acord cu ceea ce făceau ei, cu sistemul lor, încă iubea și suferea pentru sufletele lor. Chiar dacă este o treste frântă, un fitil care fumegă, el nu frânge totul. El nu distruge orice urmă de speranță. Până în ultima clipă, el are îndurare. Dragul meu prieten, el are îndurare și pentru tine, și pentru sufletul tău, și pentru al meu. Încă așteaptă acel moment al desprinderii de tot ceea ce ne împiedică să avem acea legătură cu el, legătură care va schimba viața noastră. Poate sunt obiceiuri, poate sunt vicii, poate sunt neputințe, dar indiferent ce este, indiferent de cât de te simți, la el găsești compasiunea, dragostea, puterea și tot ce ai nevoie pentru a fi reabilitat. Dar, Așa cum de la cei oameni se aștepta o alegere, o decizie, se așteaptă și de la tine. Ei l-au respins. Tu ce faci? Să încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.